Iranul a fost implicat în planificarea și aprobarea atacului surpriză al Hamas asupra Israelului cu o coordonare în cadrul întâlnirilor din Beirut, scrie Wall Street Journal. Cu informații se alătură pe acest subiect Ali Stroescu, editor Aleph News. Iranul neagă orice implicare, în timp ce totuși salută atacul Hamas. Wall Street Journal citează înalți reprezentanți ai Hamas și Hezbollah, grupuri știm susținute de Iran. Ei spun că Iranul a ajutat la planificarea atacului asupra Israelului încă din luna august anul acesta, în cadrul unor întâlniri secrete în Beirut, în capitala Libanului. Cu toate acestea, știm că oficialii americani declară că nu dețin încă dovezi clare ale implicării directe a Iranului în acest atac. Știm, secretarul de stat Antony Blinken afirmă că, deși există o relație lungă, de lungă durată între Iran și grupurile militare din regiune, nu există dovezi concrete care să sugereze că Iranul a condus sau orice strada din atac specific. E de menționat și faptul că astăzi de Al-Zira scria că Iranul a solicitat o reuniune de urgență a Organizației Cooperării Islamice în legătură cu evoluțiile regionale. Și te amintesc de asemenea faptul că ieri președintele iranian Ebrahim Raisi a discutat cu reprezentanții Hamas și ai Jihadului Islamic. Ne urmărim subiectul și sigur revenim cu informații pe măsură ce acestea apar.